Avem emoții, dar știm că în slăbiciunea noastră puterea Lui este făcută desăvârșită. Așa că vă îndemn să-i susțineți pe tineri în rugăciune, să cântați din toată inima alături de noi și ne rugăm ca Domnul să-și facă numele de slavă. Amin. Haideți, dacă vreți, să ne ridicăm împreună în picioare și să cântăm din toată inima cântarea aceasta, care e atât de frumoasă, cu versuri așa de reale. Să cântăm din inimă și să spunem: nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Amin? Cântăm cu toții din toată inima. Să rămânem așa în picioare și îl invit pe fratele Laurențiu să ne îndemne și să ne conducă în rugăciunea de început. Domnul să-l binecuvinteze. Teule, voi cânta, voi suna din instrumentele mele, aceasta este slava mea. Deșteptați-vă, lăută și harfă, mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea Ta și se înalță mai presus de ceruri, iar credincioșia Ta până la nori. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava Ta peste tot pământul. Amin. Amin.
Dragilor, în primul rând, sper că ne-am adunat aici să lăudăm pe Dumnezeu. Amin? Amin. Merită lauda noastră, merită închinarea noastră și tare ne dorim prin tot ceea ce facem Dumnezeu și numele Lui să fie înălțat în mijlocul nostru. Amin? Haideți să ne plecăm capul și să cerem binecuvântarea. Tată, lăudăm numele Tău și în numele Domnului Iisus ne plecăm înaintea Ta, ne smerim, Doamne, și Îți mulțumim frumos pentru prilejul, pentru oportunitatea, pentru harul acesta, Doamne, să fim în locul acesta unde se cheamă numele Tău și chemăm numele Tău peste noi, Doamne, chemăm numele Tău peste tot ce se va face în locul acesta și tot ce se face aici, Doamne, tot ce se face în spate la copilaș, vrem să fie spre slava Ta, spre zidirea noastră, spre mântuirea noastră, Doamne. Te rugăm din toată inima, Doamne, acela care cunoști ce e în inima fiecăruia, Doamne, te rog să răspunzi în seara aceasta, te rog să dai vindecare, Doamne, te rog să dai mântuire în seara aceasta, pentru că ești Dumnezeu viu și te chemăm să lucrezi în mijlocul nostru, Doamne, încredințăm tot acest timp în mâna Ta, cerând binecuvântarea Ta și mulțumindu-Ți în numele Domnului Iisus. Amin. Dacă vreți, simțiți-vă liberi să ocupați locurile. Thank you.
Pentru că îl avem pe fratele Mitică între noi, ne rugăm ca Domnul să-i dea har să ne îndemne pentru următoarea rugăciune. Frate Mitică? Vrem să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a dat o zi binecuvântată și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare care ați ales să fiți astăzi la închinare aici în casa Domnului. Domnul să lase harul Lui peste fiecare dintre noi. Amin. Amin. Pentru că, așa cum vedeți, suntem binecuvântați de Domnul, cred că este frumos din partea noastră să îi mulțumim Domnului pentru tot ceea ce El ne-a dat. Vrem să ne rugăm în continuare și rugăciunea noastră să fie o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului. Avem multe motive pentru care să-i mulțumim. Și în săptămâna care a trecut și astăzi și în fiecare clipă, Dumnezeu ne-a dat sănătate, ne-a binecuvântat cu har ca să putem ajunge până aici și pentru acestea vrem să-i mulțumim Domnului. Dar peste toate motivele acestea pământești, peste tot ceea ce Domnul ne-a dat, există un motiv pentru care trebuie să-i mulțumim cel mai mult. Dacă avem mai mult sau mai puțin pe acest pământ, viața trece. Dacă suntem mai sănătoși sau mai bolnavi, oricum trece. Dar dacă Dumnezeu nu și-ar fi dat Fiul Său ca jertfă pentru noi, toată viața noastră de pe pământ, cât de bună ar fi fost, nu avea niciun rost. Când se termina, începea chinul pentru noi. Dar acum avem parte de harul lui Dumnezeu pentru care vrem să-i mulțumim în mod deosebit în seara aceasta. Domnul ne-a dat har și ce înseamnă lucrul acesta? Că nouă, care meritam cea mai mare pedeapsă, Domnul ne-a dat cel mai mare dar. În locul cele mai mari pedepse pe care noi o meritam, El ne-a dat cel mai mare dar, ca să fim o veșnicie cu Domnul. Și pentru aceasta vrem să-i mulțumim și Domnul să primească mulțumirea noastră. Dacă ne gândim la jertfa Domnului Iisus, la felul cum a găsit Dumnezeu cu cale să răscumpere omenirea, ne dăm seama că jertfa Domnului Iisus a fost ceva extraordinar pentru noi. Dacă în Vechiul Testament se aduceau multe jertfe și una după alta se aduceau și tot păcatul oamenilor nu a putut fi șters. A venit un moment în istoria omenirii când s-a încheiat cu toate jertfele printr-o singură jertfă care a fost desăvârșită, și anume jertfa Domnului Iisus, slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Aș vrea să mă opresc și la câteva versete din cartea profetului Isaia. Acolo cuvântul Domnului ne arată despre jertfa Domnului Iisus și arată și valoarea acestei jertfe care s-a dat pentru noi.
Capitolul 49, versetul 6. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Atât este de valoroasă jertfa Domnului Iisus, încât spune Dumnezeu despre aceasta că era prea puțin ca în această jertfă să fie răscumpărat doar Israelul. Această jertfă este atât de valoroasă încât Domnul Iisus poate să răscumpere prin jertfa Lui întreaga omenire și între acești răscumpărați suntem prinși și noi și vrem să-i mulțumim pentru aceasta Domnului. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta, alături de motivele noastre personale pe care le avem de a-i mulțumi Domnului, să nu uităm să-i mulțumim pentru jertfa Lui, pentru harul măreț pe care El ne l-a dat și toate acestea le-am primit în dar fără meritul nostru. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și Domnul să ne primească. Amin. Amin. Voi vin să mai rămâneți câteva momente așa în picioare. Cântarea pe care vrem să o cântăm împreună se potrivește așa de frumos cu îndemnul prin care am fost îndemnați. Vorbește despre harul minunat al lui Dumnezeu, despre harul care ne ține în umblare. Jertfa lui Hristos n-a fost valabilă doar ca să ne șteargă păcatele trecutului, dar prin jertfa lui Hristos avem putere să biruim în prezent și în viitor. Prin jertfa lui Hristos avem putere să înaintăm în fiecare zi și pentru asta avem un îndoit motiv de mulțumire. Haideți, dacă vreți, să rămânem așa și să cântăm împreună această cântare, să-i mulțumim pentru harul Lui care ne ține. Mare de har, ca să
haideți să ocupăm cu toții locurile și în următoarele momente fratele Victor ne va îndemna pentru următoarea rugăciune. În Evanghelia după Matei, la capitolul 21, ne este prezentat de către Evanghelistul Matei un moment în care Domnul Iisus se afla în templu și spune cuvântul că câțiva din preoții cei mai de seamă și bătrâni au venit la el să-l întrebe cu ce putere face lucrurile pe care le făcea, cu ce putere făcea minunile pe care le făcea și cine i-a dat puterea aceasta. Și Domnul Iisus le răspunde cum răspund evrei, de obicei cu altă întrebare. Le-a zis că dacă îmi răspundeți și mie întrebării pe care vă voi pune, vă voi răspunde și eu, vă voi spune de unde am puterea aceasta și cum fac minunile acestea. Și el a întrebat despre botezul lui Ioan. I-a întrebat, botezul lui Ioan, botezătorul, era din cer, de la Dumnezeu venea, sau era de la oameni? Și la care ei au început să se sfătuiască între ei, zicându-și, dacă vom spune că venea de la Dumnezeu, din cer, atunci ne va întreba de ce nu l-am crezut. Și dacă vom spune că venea de la oameni, ne temem de norod, că norodul credea că Ioan era un proroc venit de la Dumnezeu. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că întrebarea pe care urmează să o adresez fiecare din noi este asemenea întrebării Domnului Iisus. Dacă spunem că da, e posibil să ne facem vinovați și dacă spunem că nu, haideți să vedem care este întrebarea. Întrebarea pe care își pune atât un creștin cât și un necreștin este, poate un om să trăiască, să nu mai trăiască în păcat? Și o întrebare și mai importantă, poate creștinul să nu mai trăiască în păcat? Și dacă răspundem cu nu, îl facem mincinos și nedrept pe Dumnezeu. Și vom vedea din cuvânt de ce. Iar dacă răspundem cu da, există posibilitatea să ne facem pe noi înșine vinovați că nu trăim la nivelul acesta, că nu facem, nu trăim ca și cum nu se poate să nu trăim în păcat. Și întrebarea pe care ar trebui să ne punem fiecare în următorul moment pentru următoarea rugăciune este, care este relația credinciosului cu păcatul? Sau mai bine zis, nu care este, care ar trebui să fie relația credinciosului, a creștinului cu păcatul? De când l-am întâlnit pe Hristos, care este relația mea cu păcatul? Am mai rărit-o sau, pentru că Dumnezeu nu cere să o mai rărim, Dumnezeu ne cere să o rupem cu păcatul, spune cuvântul, iar câteva versete din Coloseni, la capitolul 3, versetele 8, 9 și 10, le citesc eu pe scurt, spun că înainte de versetul acesta spune că vorbește despre fiii neascultării, despre cei nemântuiți. Și versetul 8 spune că și noi eram dintre aceia. Spune, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, adică de vorbire de rău, de vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce v-a făcut. Lăsați-vă, nu răriți, care este relația mea, care este relația ta cu păcatul? Am ajuns să-l mai stăpânesc puțin, îl mai țin în frâu, am mai rărit-o sau am rupt-o cu păcatul, cum ne îndeamnă cuvântul. Și gândul îndemnului pe care l-am vine din Evanghelia după Ioan la capitolul 8, unde capitolul începe cu femeia prinsă în preacurvie și apoi Domnul Iisus tot începe să-și justifice faptul că el vine de la Tatăl, dar și ei spun că
ei nu sunt robi, ei nu au nevoie de slobozenie, pentru că ei vin din Avram. Și Domnul Iisus așa frumos spune la versetul 36, spune că dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Și puțin mai sus de asta spune, adevărat, adevărat vă spun că ori și cine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Ori și cine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Care este relația mea cu păcatul? Pe cine urmez eu? Sunt amăgit, afirmând că sunt creștin, dar de fapt în timpul săptămânii eu cad sau păcătuiesc în mod regulat și mă bazez pe faptul că avem har. S-a cântat despre har. Harul este darul lui Dumnezeu, iertarea prin Domnul Iisus Hristos și abuzăm de acest lucru? Sau care este relația mea? Auzim ades în anumite predici și pe internet și din nefericire în discuții private așa cu alte persoane după anumite servicii devine ideea că sunt un păcătos iertat. Și înțelegerea greșită a acestei afirmații poate duce la un stil de viață tare greșit al unui credincios, pentru că eu nu sunt chemat să mai fiu un păcătos iertat și tot să vin și să cer, Doamne, iartă-mă, pentru că dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi, amin? Dacă Dumnezeu ne cere să ne lăsăm, spune, dar acum lăsați-vă de aceste lucruri. Apostolul Ioan spune în prima sa epistolă că cel născut din nou, în 1 Ioan 1 și vedem la versetul 9 și în jos, că cel născut din nou nu mai păcătuiește. Și dacă cercetăm mai bine acolo, vedem, nu se referă la faptul că nu mai poate avea vreo scăpare, vreo mică alunecare, vreo mică greșeală, nu mai trăiește ca și stil de viață în păcat. De ce? Pentru că asta dacă Fiul l-a făcut liber cu adevărat. Care este relația mea cu păcatul? Am fost eliberat de păcat prin Domnul Iisus? Dacă am fost eliberat, cum trăiesc astăzi? Încă trăiesc ca un rob? Încă am gândirea aceasta, dar eu sunt un păcătos iertat, eu niciodată nu voi avea biruință. Păi atunci îl fac mincinos pe Domnul, care îmi poruncește să mă las de păcat, care îmi spune, îmi garantează, vedeți, afirmația aceasta, dacă Fiul vă va face liberi, veți fi cu adevărat liberi, este în același timp ca o sabie cu două tăișuri. E o îmbărbătare extraordinară, pentru că cei care vin și vor cu adevărat să fie liberi de păcat și cer lucrul acesta, Fiul îi va face liberi, vor fi cu adevărat liberi, slăvit să fie Domnul. Dar în același timp poate să fie și celălalt tăiș, poate să vină să ne acuze. Dacă am fost eliberați cu adevărat prin Hristos și știm că El face asta pentru că e credincios, pentru că a afirmat asta și ne găsim în continuare într-o persistență în păcat, cum este inima noastră? În Galateni, finalul capitolului 4, ultima parte din versetul 31 și primul verset, spune că Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Prin jertfa Lui ne-a eliberat de sub puterea păcatului. Dacă înainte nu puteam, până nu ne satisfăceam viciile, până nu trăiam după îndemnurile firii noastre pământești, acum nu mai suntem sclavi. Putem din nou, prin alegere, o alegere greșită, bineînțeles, dar nu mai suntem sclavi. Hristos ne-a izbăvit, spune cuvântul, ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iar sub jugul robiei. Ei bine, cum să ne plecăm iarăși? Auzim și ideea aceasta, că odată ce ai fost mântuit, nu poți să te mai pleci din nou sub jugul robiei. Cum ne plecăm iarăși sub jugul robiei? Spune cuvântul în Romani. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. În așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele Lui. Așa ajungem să fim robi din nou, ascultând. Ispititorul vine, strigă, urlă, încearcă să ne demenească, încearcă să ne ispitească, iar noi ascultând de poftele Lui, ne întoarcem din nou, cum spune și Apostolul Petru, de credincioșii care au fost înnoiți prin Duhul Sfânt, au gustat din înnoirea produsă, de nașterea din nou, au umblat cu Domnul și totuși se întorc înapoi la lucrurile lumii. Frați și surori, dacă Hristos ne-a eliberat de sub stăpânirea păcatului, să nu ne mai facem robi iarăși. Haideți să ne cercetăm. Trăim după poftele noastre, încă
încă suntem robei păcatului și ne amăgim că Hristos iartă și iartă și iartă și totuși noi nu suntem urmașa lui Hristos, pentru că asta înseamnă creștin, înseamnă urmașa lui Hristos. Sau trăim după îndemnurile Duhului. Închei cu un verset frumos din Isaia 55, capitolul 55, versetul 7. Spune Domnul, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Slăvit să fie Domnul! Domnul este gata să ne ierte, Domnul este gata să ierte pe cei care nu sunt mântuiți, care au trăit o viață întreagă în păcat. Apostolul Pavel spune în Roman că plata păcatului este moartea și mânia lui Dumnezeu se ridică împotriva oricărei necinstere, oricărui păcat, cât de mic, cât de mare în ochii noștri, este tot o încălcare înaintea lui Dumnezeu. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu nu obosește iertând atât pe cei care nu sunt mântuiți și sunt gata să se întoarcă la El în momentul acesta, iar pe noi, cei care am fost înnoiți, pe noi cei care am fost mântuiți și poate am ajuns ușor, ușor să dăm frâu, să ascultăm din nou, să ne lăsăm târâți, cum spunea versetul de mai devreme. Haideți să venim cu pocăință înaintea Domnului, că Domnul nu obosește iertând. Haideți să ne amintim că dacă Fiul ne va face liberi, dacă Domnul Iisus Hristos ne va face liberi, vom fi cu adevărat liberi. Vom fi cu adevărat liberi. De aceea, haideți să ne ridicăm pe picioare și în următoarea rugăciune să venim cu pocăință, să ne cercetăm și acolo unde este cazul, să venim cu pocăință și cu rededicare înaintea Domnului. Amin.
Amin. Haideți să ocupăm locurile. Pentru momentul următor avem câteva jertfe personale. Și haideți să vedem un pic de ce le numim jertfe personale. În primul rând, ce înseamnă o jertfă? O jertfă este un dar, o ofrandă adusă ca formă de închinare cuiva. Înainte oamenii aduceau tot felul de daruri zeilor. Le pregăteau tot felul de mâncări, le mâncau pisicile, câinii. Că bineînțeles că zeii n-aveau cum să mănânce, nici nu-i auzeau când se rugau. Noi avem un Dumnezeu viu care are urechi, care aud, are gură care vorbește, are ochi care ne văd și ne bucurăm să slujim unui Dumnezeu viu. Și noi venim și aducem jertfă închinarea noastră lui Dumnezeu. Și David spunea, nu pot să-i aduc lui Dumnezeu o jertfă care să nu mă coste ceva. Ei bine, când cineva aduce o jertfă personală, îl costă ceva. Trebuie să se pregătească, să învețe o cântare, să învețe o poezie, să o repete, să se asigure că o cântă cât mai frumos spre slava Domnului și nu doar atât, să-și asume și emoțiile și riscul de a greși aici în fața tuturor. Și bineînțeles că nu e ușor să te ridici în fața bisericii și să aduci o jertfă Domnului. Dar știm că Domnului jertfe din acestea îi plac. Și e frumos când frații și surorile își au inima în dinți, își dau din timpul lor, își jertfez din timpul lor ca să se pregătească și aduc Domnului o jertfă personală, o jertfă frumoasă care zidește biserica și care aduce slavă Domnului. Astăzi avem aici trei frați, adică doi frați și o soră care s-au înscris, Domnul să-i binecuvinteze. Avem pe sora Carmen cu poezie, Domnul să-i dea har. Îl avem pe fratele Iosif cu o cântare, Domnul să-l binecuvinteze. Și apoi îl avem pe fratele Narcis cu o poezie. Ne rugăm ca data viitoare să fie chiar mai mulți care vor din inimă să aducă o jertfă personală pentru slava Domnului. Domnul să binecuvinteze biserica și frații care s-au pregătit. Slavă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Fraților, Duhul Domnului este prezent în adunare. Eu simt lucrul acesta. Și mă rog Domnului ca El prin Duhul Lui Cel Sfânt să cerceteze inimile voastre și a mea, bineînțeles, și să nu ne mai lase nepăsători față de o jertfă atât de mare. Domnul să fie lăudat și glorificat în veci. Amin. Poezia se numește N-auzi tu pașii Lui, scrisă de fratele nostru prea iubit Trandors. N-auzi tu pașii lui, duioși cum casa ți înconjoară, și în ușa ta n-auzi bătând chemarea ta ușoară. Când încă în zori mai strălucesc a nopții stele rare, nu simți pe roa picurând duioasa lui chemare? Când bunătatea își varsă larg belșug spre a ta casă, nu vezi pe pâine strălucind chemarea lui duioasă? Când rugăciunii răspunzând durerea ta se duce, nu vezi că în vindecarea ta chemarea lui străluce? Când chiar mai mult te-ai fi gândit îți dă cu destulare, nu simți că în bunătatea lui răsună lui chemare? Când dragostea înfășoară ca alt ființa ta întreagă, nu simți chemarea lui cum vrea spre el ca să te atragă? De ce nu vezi, de ce n-auzi, de ce nu simți cum vine? De atâția ani, pe atâtea căi, chemarea lui spre tine. Domnul să vă binecuvinteze și să cerceteze inimile noastre. Amin. Nu-s mai tar ispitele ca harul ce le-ai primit,
ca să le poți răbda, căci nu se cere întâi să uci calvarul, întâi primești puterea de a răbda. Credința se cere, credință și orice ispită ai să-mi vingi, credință de-a via vei, credință puterea ispite ostii. Nu-s mai tari durerile întâlnite decât puterea care o vei primi, căci nu sunt îi poverile sporite, ci întâi primești puterea suferii. Nădejde se cere, nădejde și orice durere ai să-mi vingi, nădejde de-a via vei, nădejde durerii ostici. O, nu-s mai tari vrăjmașii niciodată decât iubirea gata a ierta, că-ntâi nu vine înverșunată, ci-ntâi se va mări iubirea ta. Iubire se cere și iubire și orice vrăjmaș ai să-mi vingi, iubire de-a via vei, iubire jertfindu-r-ntreagă o stingi, nădejde se cere, nădejde și orice durere învingi, iubire de-a via vei, iubire jertfindu-r-ntreagă ostii. Slăvi să fie Domnul. Așa cum spunea și Sami, când suntem aici în față, de multe ori ne copleșesc emoțiile și aș dori și eu, cu toate emoțiile care le am, să laud pe Domnul câteva versuri de poezie. Când oamenii privesc la tine, oare ce văd pe chipul tău? Transmite el ceva de bine sau le transmite ceva rău? Lumină ești pentru cei care în întuneric bâjbuiesc, sau te asemeni foarte tare cu omul păcătos firesc. Privirea, fața ta, ce spune? Un zâmbet cald sau nervenin?
Stă aplecat în rugăciune vorbind cu Tatăl tău divin, când suferi pe nedrept și în tine se aruncă pietre care dor față de îngeri ai creștinei sau față de răzbunător. Privești oare întotdeauna când ești lovit, batjocorit, spre răsplătirea și cununa ce Domnul ți le-a pregătit? Ștefan din Biblie murise ca un martir, dar în ce fel, când tot norodul îl pârâse, față de înger avea el, când mai avea doar o suflare, privind spre cerul larg deschis, pentru vrăjmași ceru iertare, și apoi intră în paradis. Tu cum arăți? Ce fel de față ai tu când încercarea e grea, senină și plină de viață, sau încruntată, rece, rea? Văd cei din jurul tău creștine pe față-ți chipul lui Hristos, găsesc oamenii oricând în tine un caracter plăcut, frumos, sau poate ai măști o grămadă și le mai schimbi destul de des, făcându-i pe alții să te creadă un om deosebit, ales. Nu vrei ca fața ta frumoasă să aibă un parfum de cer, să-i îndrepți iubind spre casă pe cei ce în păcat e pierd? Nu vei cu zâmbet și blândețe să-i conduci la Dumnezeu pe cei ce lacrimi au pe fețe, încurajându-i tot mereu? Încearcă, luptă-te de acum, față de înger tu să ai, să strălucești întotdeauna, fiind un călător spre rai. Amin. Invit tinerii din nou în față. Vom mai cânta două cântări împreună și ne-am bucurat din toată inima dacă cântați și voi împreună cu noi. Nu suntem aici în față pentru că vrem să fim văzuți, suntem aici în față ca să lăudăm pe Dumnezeu și să ne bucurăm împreună. Așa că haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima în timpul acestor cântări și tot în timpul acestor cântări, dacă cineva a venit pregătit să se închine și cu daruri de bunăvoie, să se închine și cu o jertfă financiară, Domnul să vă binecuvinteze. Avem numărul de mobile pay care este aici pe laptop, dar avem, acum că slavă Domnului a trecut corona, avem și săculeți acolo în spate pentru cine dorește să pună ceva, nu pe mobile pay. Cum am spus, colecta este doar benevolă, nu pentru că așteptăm ceva, ci când cineva dorește să se închine Domnului și în felul acesta, avem ocazia. Haideți să cântăm împreună din toată inima, iar apoi după aceste cântări, Domnul să-i dea har fratelui nostru. Amin. Timotei, să-l folosească cu putere și astăzi și abia așteptăm să vedem ce Domnul are pentru noi să ne spună. Înainte să începem să cântăm, vreau doar să vă împărtășesc puțin din bucuria mea de a fi în această biserică, o biserică în care frații sunt încurajați să slujească. O biserică care crede cu adevărat că fiecare dintre noi suntem să fim mădulare vii. Mădulare vii în același trup. Și atât de frumos când vezi frații cum cresc, cum darurile lor sunt folosite, cum frații vin poate doar pentru o perioadă scurtă și totuși sunt încurajați în slujire. Și când Narcis ne-a povestit la tineret, acum îmi pare rău că îl spun așa în fața bisericii, ne-a povestit la tineret că la el la biserică niciodată nu spune poezii și când a fost data trecută a încercat pentru prima oară, deși a avut emoții, să spună aici în biserică, el a învățat poezii doar de dragul de a învăța, de bucuria care o are să citească poezii pentru el și apoi să vedem ce frumos îl folosește Domnul în mijlocul nostru aici în biserică și ceilalți frați care au venit din Vicov. Chiar e o bucurie să fim o biserică vie care încurajează pe fiecare să-și pună talentul negoț și să-L slăvească pe Dumnezeu. Să ne rugăm în continuare ca fiecare în parte să crească, fiecare în parte să fie mai de folos în via Domnului. Amin? Amin. Să-i susținem pe frații în rugăciune și de asemenea să-i încurajăm când îl slujesc pe Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună. E o cântare frumoasă care spune cum aș putea să tac. Și haideți să nu tăcem, să cântăm împreună din toată inima. Thank you.
aș putea să tac, cum aș putea să tac și să nu scânt, deci dacă eu nu-ți voi cânta, te va iubea și mare și în pământ. Cum aș putea să tac, cum aș putea să tac și să nu scânt, deci dacă eu nu-ți voi cânta, te va iubea și mare și în pământ. Dacă voi trecea, dacă voi tăcea,
Amin, slăvit să fie în numele Lui. Aș vrea să citesc un singur verset, dacă vreți să citim împreună, din Cartea Proverbele, capitolul 24, versetul 25. De la care să pornim și după masa aceasta și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin cuvântul Său, care ne este de mare folos. Proverbe, capitolul 24, versetul 25. Dar celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Aș vrea să-l recitesc. Dar celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Aș vrea să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu despre judecată. Și prin judecată mă refer la capacitatea de a analiza lucrurile, de a le privi într-un mod sau altul, de a le privi și a trage concluzii în sensul acesta, de a judeca. Modalitatea pe care o folosește Dumnezeu ca să îi motiveze pe oameni este aceasta, având în vedere că El ne-a creat cu liber arbitru. Nu ne forțează și avem libertate fiecare dintre noi să facem ce vrem din ceea ce putem. Dar Dumnezeu ne prezintă cauza și efectul. Prezintă și când veți citi, când studiem Biblia, putem să observăm că Dumnezeu îi motivează pe oameni în felul acesta. Și aici intervine credința. Cu o anumită cauză produce un anumit efect. Și Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său și arată de fapt ce cauze produc ce efecte. Și de asemenea arată responsabilitatea pe care o are omul să își pună credința și să cauzeze ceea ce vrea el din ceea ce poate. Nu poate să-și aleagă efectele, dar poate să aleagă cauzele sau ce să cauzeze, ce să facă. Acum, depinde de fiecare dintre noi dacă vom fi atenți, dacă ne va preocupa domeniul acesta sau nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată următoarea cauză. Înțelepciunea și efectul merge bine și binecuvântarea. Opus, lipsa înțelepciunii de a judeca, efectul, blestemul, răul, lucrurile rele. Cu judecata ne confruntăm fiecare dintre noi, într-un fel sau altul. Fie că este vorba de lucrurile morale, fie că este vorba de alegeri simple din viața de zi cu zi, care nu implică moralitatea. Judecăm în fiecare zi și judecăm foarte des. Ne vin gânduri, le analizăm, le judecăm. Sunt gânduri bune, sunt gânduri rele, le dăm curs mai departe. Folosim mereu și mereu judecata. De aceea cred că este foarte important să privim în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce are de spus Dumnezeu în direcția aceasta, a judecății, a felului în care oamenii analizează lucrurile. Este foarte important pentru că lucrul acesta ne determină toată viața, perspectiva, felul în care un om înțelege și privește lucrurile, îi influențează viața, relațiile și veșnicia. Cum judecăm lucrurile? Este o povestire care sublinează într-un fel ironia felului în care oamenii judecă lucrurile. Un tată și un fiu mergea cu un măgar pe drum și cei ce
i-au privit, au trecut pe lângă niște oameni, au privit înspre ei și au spus, uite ce oameni, merg pe jos și lasă măgarul așa, liber. Când au auzit, s-a urcat copilul pe măgar și au mers mai departe. Au trecut pe lângă alți oameni și au spus, uite ce copil, în loc să lase pe tatălui să meargă pe măgar, merge el. Când au auzit, repede s-au schimbat și l-au lăsat pe tată pe măgar și copilul a mers pe jos. Au mers puțin mai departe, au dat peste alți oameni. Și au spus, uite ce tată. În loc să își lase copilul, se duce el pe măgar. Mergând mai departe, au luat măgarul în spate, spune istoriara, povestirea. Ce influențează pe oameni atunci când rostești judecăți? Vedem, și cred că fiecăruia dintre noi ni s-a întâmplat, trecem seara târziu pe lângă cineva, pe lângă un om și îl vedem că lucrează. Și automat ne vin gânduri și rostim judecăți. Unii spun, uite ce om harnic, chiar și seara sau dimineața lucrează și e plin de putere și un om harnic. Trece altcineva pe lângă același om și zice, uite ce om nesătul, nici seara nu-i ajunge și nu se pune să se odihnească. Și rostește judecata. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu lucrurile acestea, iubiți frați și surori, iubiți ascultători. Și dacă nu aprofundăm domeniul acesta al judecății, nu-l vom înțelege și îl vom aplica în viața noastră într-un mod corect ca să ne meargă bine, vom avea parte exact de efectul opus. Ne va merge rău și blestem va veni peste noi. Și chiar, așa cum spuneam, relațiile noastre vor fi distruse, vor avea de suferit. Contează foarte mult cum judecăm lucrurile. De ce sunt atâtea discuții contradictorii? De ce chiar în creștinism și chiar între noi să discutăm uneori și vedem că sunt păreri și parcă unii oameni nu pot să ajungă la același rezultat? De ce lucrul acesta? Pentru că folosesc surse de judecată diferite. În loc să folosească aceeași judecată, folosesc judecăți diferite. Și unii ajung la certuri, la dezbinări, la partide. Societatea noastră este caracterizată de relativism. Și oamenii spun că nu există adevăr absolut, chiar prin faptul că afirm un adevăr absolut. Și merg mai departe cu relativismul acesta și cred că ați auzit, de fapt, cu siguranță, ne-am confruntat fiecare dintre noi, am auzit expresia aceasta, nu mă judeca cumva, că n-ai niciun drept să mă judeci. De ce mă judeci? Și ce interesant, din nou o afirmație contradictorie, prin faptul că ei spun de ce mă judeci, ei te judecă pe tine că tu îi judeci pe ei. Și de fapt și ei rostesc o judecată. Și chiar și în creștinism, vin cu un suport biblic, Matei capitolul 7, chiar cuvintele Domnului Iisus Hristos interpretate greșit, ci putem citi pasajul acesta pentru că este de referință. Matei capitolul 7, primul verset, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu judecați ca să nu fiți judecați. Și punct. Și atunci oamenii folosesc acest pretext, nu judeca. Nu mă judeca, nu judeca, nu-i treaba ta să judeci. Oare aceasta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu, să nu judecăm, să nu analizăm lucrurile, să nu intrăm în profunzimea lor? Și dacă vom citi pasajul mai departe, să-l privim în context, problema este că nu judecați se referă la nu judecați cu gând rău, nu judecați greșit, nu judecați rău, ci judecați bine, judecați corect. Și mai departe Domnul Iisus Hristos de exemplul acesta, versetul 3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Cu alte cuvinte, problema e că omul are o bârnă în ochiul lui și nu vede deslușit să judece corect, deci judecă greșit. Problema era nu să nu mai judece deloc, ci să scoată bârna și apoi să judece
corect, să vadă corect, să scoată și paiul din ochiul fratelui său. Problema nu este să nu judecăm, ci problema este să nu judecăm greșit, ci să judecăm corect. Am avut odată ocazia să discut cu un coleg și printre altele mi-a spus că este satanist. Și n-am prea avut ocazia să discut cu astfel de oameni și am încercat să văd cum gândește, să văd ce suport are pentru credința lui și cumva ce-l motivează, ce-l conduce în acțiunile lui. Și provocat fiind de anumite întrebări, mi-a mărturisit că el nu crede că există bine și rău. Și nu cu mult timp înainte, tocmai îmi povestise cât de greșit sau cât de rău s-au comportat anumiți oameni cu el. Foarte ușor putem să declarăm anumite lucruri sau să ne declarăm un crez și din faptele noastre să dovedim cu totul altceva. Chiar în Romani, capitolul 2 este atins punctul acesta. Roman capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Nu putem să nu judecăm deloc și să spunem că nu există bine, nu este rău, nu există progres sau regres, nu sunt lucruri bune și rele, și să nu exercităm capacitatea aceasta de a analiza, de a judeca, de a înțelege lucrurile și apoi ne pune credința în cauză și efect. Nu putem. Mereu și mereu vom judeca. Dar e important să judecăm corect. Aș vrea să privim, în primul rând, de ce e important să judecăm corect și să aprofundăm lucrul acesta. Apoi, în al doilea rând, să vedem cum putem să dobândim înțelepciunea de a judeca drept sau corect. Și, în al treilea rând, cum trebuie să judecăm. Vom vedea din cuvântul lui Dumnezeu răspuns la aceste lucruri și felul în care Dumnezeu privește judecata și felul în care Dumnezeu are așteptări de la oameni să exercite capacitatea aceasta, darul acesta pe care Dumnezeu ni l-a oferit de altfel. Câteva versete care arată felul în care Dumnezeu privește judecata. În primul rând, importanța de a judeca și de ce este important să îl aprofundăm. În primul rând, pentru că îi place lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 9, versetul 24 și 23, ca să înțelegem contextul. Ieremia 9, 23 și 24. Așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Și versetul 24 aș vrea să-l subliniez. Ci cel ce se laudă, să se laudă că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul. Și acum următoarele lucruri. Care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Dumnezeu găsește plăcere în milă, în judecată și în dreptate. Sunt lucruri în care Dumnezeu își găsește plăcerea și un alt verset care vorbește în direcția aceasta, Proverbele capitolul 21, versetul 3. Cartea Proverbele, capitolul 21, versetul 3. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Lui Dumnezeu îi place să judece și de altfel El este judecătorul suprem. Îi place să judece, dar nu judecă oricum. El judecă drept, corect. Și vrea ca și noi să judecăm, să judecăm drept, să judecăm corect. Și este un exemplu care arată foarte bine cazul unui om și cum a privit Dumnezeu cererea lui. Este vorba despre împăratul Solomon. Dumnezeu îi se descoperă în vis și face următoarea propunere. Cere ce vrei să-ți dau. Și lasă așa
deschisă o paletă largă de dorințe. Cere ce vrei să-ți dau. Și ascultați cum pune Solomon problema și ce dorință a avut el și mai apoi răspunsul lui Dumnezeu cu privire la cererea lui. Dacă vreți, putem citi împreună din 1 Împărați, capitolul 3, începând de la versetul 9, răspunsul lui Solomon. Și n-am vrut să-l parafrazez, îl putem citi împreună, pentru că arată foarte bine adevărul acesta. 1 Împărați, capitolul 3, începând cu versetul 9. Răspunsul lui Solomon. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău și să deosebească binele de rău. Să judecăm corect și să judecăm cu înțelepciune în așa fel încât să deosebim binele de rău. Aceasta a fost dorința lui Solomon. Versetul 10. Cererea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. O inimă înțeleaptă, o inimă pricepută ca să judecăm corect, ca să deosebim binele și răul. Cerința lui Solomon și aceasta vrea după cuvântarea aceasta să fie și dorința noastră a fiecăruia dintre noi. Și vom vedea apoi la punctul 2 și 3 cum putem dobândi lucrul acesta și ce reprezintă mai concret, cum putem să facem lucrul acesta. De ce e important să judecăm corect? E important pentru că îi place lui Dumnezeu, Dumnezeu își găsește plăcere. Și am văzut versete care vorbesc în direcția aceasta și cerința aceasta lui Solomon care a plăcut Domnului. Și nu după mult timp, după ce Solomon primește înțelepciunea, el era și judecător în Israel și trebuia să judece între problemele care apăreau. Apare un caz și în cazul acesta este arătată înțelepciunea de a judeca. Două femei care născuse de puțin timp, nu erau căsătorite, nu aveau soți și totuși au născut. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au curvit sau au prea curvit. Trăiau împreună în aceeași încăpere, au adormit amândouă într-o noapte și una dintre ele, în timp ce a dormit peste copilul ei și copilul a murit. Văzând că a murit copilul, a luat copilul cel viu de la cealaltă femeie și a schimbat copiii între ei. Și acum femeia cealaltă, când s-a trezit, și-a dat seama de ce s-a întâmplat. Și acum au mers cu cazul acesta înaintea lui Solomon. Amândouă femeile susțineau că acel copil în viață este copilul ei. Și acum Solomon trebuia să judece cazul acesta. Și de ce spun că este importantă înțelepciunea de a judeca? Ne va ajuta atât de mult în problemele cu care ne confruntăm, atât în situațiile morale, cât și situațiile din viața de zi cu zi, când trebuie să facem alegeri. Cu cât vom fi mai înțelepți, cu atât ne va fi mai ușor să luăm decizii. Și Solomon, privind lucrurile și văzând că amândouă susțin faptul că copilul în viață este copilul ei sau al lor, a cerut să-i se aducă o sabie și să se taie copilul în două și astfel să se dea jumătate unei femei și cealaltă jumătate celeilalte femei. Una dintre femei, când a auzit lucrul acesta și de fapt era mama adevărată, Solomon a apelat la dragoste. S-a dat înapoi și a spus: nu, mai bine să rămână copilul în viață și să fie dat celeilalte femei. Cealaltă femeie a ieșit răutatea din ea și a spus nu, și invidia, decât să nu fie nici al meu, nici al ei, mai bine să se taie copilul în două. Și a fost foarte ușor să-și dea seama de mama adevărată, folosind înțelepciunea,
Și sunt multe cazuri în care oamenii lui Dumnezeu, cu înțelepciunea pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu, au rezolvat astfel de cazuri și au știut să-și aducă un argument, să-i facă pe oameni să înțeleagă. Chiar David a păcătuit mai multe păcate la rând și parcă nu mai era atât de ușor de conștientizat. Și vine la el prorocul Natan și folosește înțelepciunea arătându-i o comparație. Și spune lui David următorul exemplu. Erau doi oameni, unul bogat și unul sărac. Cel bogat avea oi, boi, avea de toate. Cel sărac avea doar o mielușa și o ținea la pieptul lui, o îngrija, o considera ca și pe un copil. La un moment dat, la cel bogat a venit un călător și bogatul nu s-a îndurat să taie din oile lui și a furat mielușeaua săracului. Când a auzit David, s-a prins de mânie și a spus, omul acela e vrednic de moarte, a păcătuit, să dea înapoi împătrit. Și atunci, omul lui Dumnezeu Natan, folosind explicația aceasta, pentru că de multe ori, noi când judecăm, suntem atât de drepți în judecata noastră cu privire la alții, dar nu și cu privire la viața noastră. Natan îi spune felul următor lui David, David, tu ești omul acela. Și atunci David într-adevăr conștientizează că n-a judecat lucrurile drept și în viața lui și cum trebuia să judece de fapt. E important să judecăm pentru că Dumnezeu găsește plăcere în judecata dreaptă, în judecata corectă. Și judecata dreaptă, judecata corectă, așa cum am citit din cartea Proverbele, ne va face să ne meargă bine și binecuvântarea lui Dumnezeu și binecuvântarea chiar din veșnicie va veni peste noi. Contează foarte mult cum judecăm lucrurile și cum punem problema. Atât în judecăți sau în analize pe care le facem în jurul nostru, dar și cu privire la viața noastră, la confruntările noastre, la gândurile noastre, lucruri care se petrec în noi înșine și nimeni altcineva nu le vede. Acum câteva lucruri în al doilea rând, cum putem dobândi o înțelepciune corectă sau înțelepciunea de a judeca? Sunt câteva metode pe care le prezintă Biblia și aș vrea să le privim împreună și să le cunoaștem. În primul rând, putem să dobândim înțelepciunea de a judeca corect, cerând înțelepciunea aceasta de la Dumnezeu prin rugăciune. Și în sensul acesta este scris în Iacov, capitolul 1, versetul 5. Iacov 1 cu 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. O modalitate prin care putem dobândi înțelepciunea aceasta este de altfel exact felul în care a procedat și Solomon. A cerut-o de la Dumnezeu. S-o cerem prin rugăciune. Dar nu este suficient să ne limităm la atât, că ne rugăm și după aia stăm liniștiți și va veni în mod supranatural. Ci mai sunt și alte modalități îmbinate cu rugăciunea, dar nu separate de rugăciune sau rugăciunea separat doar. În primul rând, cererea prin rugăciune. În al doilea rând, putem să dobândim înțelepciunea aceasta de a judeca citind cartea Proverbele. Și ascultați ce promite ea. În cartea Proverbele, primul capitol, cartea Proverbele este cartea scrisă de înțeleptul Solomon, pe care l-am amintit ca exemplu înainte, și cu înțelepciunea pe care a primit-o de la Dumnezeu, a scris și cartea aceasta și a lăsat-o pentru noi, cei ce urmăm după el, să avem parte și noi de înțelepciune, ca din partea lui Dumnezeu. Și ascultați ce promite cartea Proverbele, să o citim, să o recitim, să o aprofundăm, să o studiem. Cartea Proverbele, începând cu primul capitol, primul verset. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Și cel priceput
și va căpăta iscusință. Pentru priceperea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt cu adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor cu tâlc. Nu toate lucrurile sunt ușor de înțeles. Uneori sunt lucruri greu de judecat, mai profunde, mai adânci. Biblia ne prezintă înțelepciunea și suportul de a judeca corect chiar și lucrurile adânci sau mai adânci, să le aprofundăm, să le înțelegem, să le privim într-un mod corect. Citind cartea Proverbele și vă provoc și am fost provocat și de frați înainte să citim Biblia împreună, să citim și cartea Proverbele într-un mod special în direcția dobândirii înțelepciunii. Felul în care putem dobândi înțelepciunea, am văzut, prin rugăciune, prin citirea cărții Proverbele și mai larg, prin citirea întregii Biblii. Ascultați ce este scris și ce promite informația pe care o prezintă în Biblia, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. De ce e important să citim Biblia? Ca să dobândim înțelepciunea aceasta de a judeca, de a înțelege lucrurile. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte și sublinez aceasta, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Pentru ca omul să fie pregătit, să aibă o judecată corectă, să aibă o judecată dreaptă, să vadă lucrurile, să aibă o filozofie, să aibă o perspectivă asupra vieții corectă, să înțeleagă cum stau lucrurile pe pământ, cu scopul vieții, cu motivațiile vieții, cu motivațiile omului. E interesant și când studiem psihologia modernă și vedem soluțiile pe care le prezintă cu privire la viață, la confruntările omului și ce soluții prezintă la toate acestea și să analizăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum prezintă omul cu frământările lui, dorințele lui, nevoile lui interioare și apoi ce soluții prezintă Biblia sunt net superioare la ceea ce prezintă psihologia modernă. Atât de profund intră cuvântul lui Dumnezeu, nu doar așa de suprafață se rezolve problemele oamenilor și în special problema păcatului, ci intră adânc. Citind cuvântul lui Dumnezeu, citind Biblia, vom avea înțelepciunea aceasta de a vedea lucrurile adânc, chiar și acele mai profunde, să le înțelegem și să le judecăm corect, analizându-le și judecându-le corect, să le trăim și astfel să ne fie bine, să ne fie mai bine pe pământ și să ne fie bine și în veșnicie. Biblia promite înțelepciunea aceasta. Suntem provocați în sensul acesta să o studiem. Și apoi încă o metodă, deși sunt mai multe, prin deprindere. Evrei, capitolul 5, versetul 14. Evrei, capitolul 5, versetul 14. Și putem citi și versetul 13. Evrei 5, 13 și 14. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. A căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Oameni care au aprofundat înțelepciunea, care au aprofundat cuvântul lui Dumnezeu, au aprofundat cartea Proverbele, au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să-I cunoască caracterul, să cunoască despre Dumnezeu și să judece lucrurile, să facă deosebire între bine și rău, să se deprindă la lucrul acesta. Prin deprinderea aceasta, prin aprofundarea lucrurilor amintite înainte, rugăciune, cuvântul lui Dumnezeu, metode care ne stau la dispoziție, să dobândim înțelepciunea, să o aprofundăm, să o acumulăm, dar să nu o căutăm într-un mod superficial. Chiar Solomon spunea lucrul acesta la începutul cărții Proverbele,
și își sfătuia fiul, caută ca o comoară, caută ca ceva valoros, caută-o nu așa ca și cum mai căuta lucruri de nimic, oare să caut, să nu caut, oare cum îmi va merge. Felul în care judecăm lucrurile ne va influența profund viața. De aceea este important să aprofundăm înțelepciunea, să o dobândim, să ne alocăm timpul nostru, resursele pe care le avem, să devenim înțelepți. Ne va ajuta foarte mult. Și în primul rând am văzut importanța de a judeca, în al doilea rând am văzut cum putem dobândi înțelepciunea de a judeca corect și în al treilea rând câteva criterii concrete, de altfel desprinse din cuvântul lui Dumnezeu, care stau la baza unei judecăți corecte. Sau cum este definită o judecată corectă? În Evanghelia lui Ioan, capitolul 7, versetul 24, Domnul Iisus Hristos spune următoarele cuvinte. Ioan 7, cu 24. Ioan 7, cu 24. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Un principiu în folosirea judecății corecte este să judecăm după dreptate, după un anumit standard. Să fim consecvenți în standardul pe care îl folosim. Oamenii au avut problema aceasta și de altfel s-au iscat multe neînțelegeri când măsurau o anumită cantitate de cereale, de ovăz, de grâu, nu foloseau același instrument de măsurat și unii când vindeau cântăreau mai puțin, când cumpărau cântăreau mai mult și înșelau astfel. Tocmai de aceea au apărut anumite standarde ca toți să folosească aceeași unitate de măsură. Ca să judecăm corect trebuie să avem un standard, trebuie să avem să înțelegem ce-i dreptatea sau dreptarul. Și în felul acesta să judecăm lucrurile, să fim consecvenți. Și logica ne ajută să fim consecvenți în sensul acesta. Biblia este prezentată ca un standard de moralitate. Prezentând ceea ce este bine și ceea ce este rău. De aceea este important să ne lăsăm mentalitatea noastră să fie prelucrată de cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am crescut într-un anumit context și suntem atât de influențați de contextul în care ne-am născut și am crescut. De felul în care părinții noștri au judecat lucrurile, de felul în care oamenii influenți din copilăria noastră au judecat lucrurile, judecata respectivă și-a pus amprenta și pe judecata noastră. Cu alte cuvinte, noi am preluat. Și vedeți cât de mult preiau copiii de la părinți, de aceea vorbim limba părinților, ne luăm atât de ușor din comportamentul părinților, obiceiurile lor, chiar crezul părinților, de cele mai multe ori. Copiii ajung să creadă ceea ce cred părinții. Ne formăm în felul acesta, dar lucrurile nu se rezumă doar la atât și nu trebuie să rămână la atât. Înțelegem că noi suntem responsabili de judecata pe care o avem, pentru că ne influențează viitorul, ne influențează deciziile, ne influențează veșnicia. Și nu trebuie să primim o judecată doar pentru că așa am primit-o. Și ăsta nu e un argument, că așa am primit. Că dacă am primit ceva greșit, nu trebuie să mergem mai departe în ceva greșit. Și atunci trebuie să analizăm ce am primit, comparând cu ceea ce prezintă Biblia. Pentru că Biblia este dreptarul, este sursa, este motivația, este criteriul după care, standardul după care putem să judecăm lucrurile în mod corect. Nu după standardul pe care l-am preluat de la părinți, nu după standardul pe care îl preluăm din societate, nu după standardul pe care îl preluăm de la cei din jurul nostru. Ca să avem o judecată corectă, trebuie să judecăm și să fim consecvenți după dreptate. Și în Biblie ne este prezentată dreptatea. Auzim
atâtea expresii în muzică, în, la știri, la televizor, pe internet, în discuții cu oamenii. Și dacă nu suntem atenți, atât de ușor ne influențează și pe noi relativismul acesta și așa părerile altora. Cum spunea cineva la un moment dat într-un context și am auzit de mai multe ori expresia aceasta, despre politică și religie nu se discută, să le păstrăm cumva personale. De ce lucrul acesta? De ce să nu discutăm despre politică și de ce să nu discutăm despre religie? Două lucruri care ne influențează major viața. Și răspunsul e simplu, sunt oameni în spate care vor ca să țină personal, oamenii să-și țină personal lucrul acesta, să nu se ajungă, pentru că discutând ajungi la un adevăr. Vezi, și oamenii se prind repede de ce e bine și ce e rău, într-un fel sau altul. Pentru că alții vor să-și impună mentalitatea și standardul lor de judecată, de aceea vor ca oamenii să nu discute despre ele. Nu s-a discutat despre politică și oamenii au ajuns să își impună și să-i manipuleze pe alții să-i accepte comunismul și alte, teologii, dar ideologii politice care au dus omenirea incredibil de mult înapoi și i-au făcut pe oameni să sufere foarte mult. Și apoi cu privire la religie, cum să nu discuți despre adevăr și lucruri care ne influențează relațiile pe pământul acesta și mai apoi și în veșnicie. Este foarte important să discutăm despre ele, dar bineînțeles, cu bun simț și să fim deschiși, să discutăm cu înțelepciune. Și Biblia chiar prezintă provocări în sensul acesta pentru noi oamenii să le înțelegem. Trebuie să judecăm după dreptate. Acum am văzut și timpul cât a trecut. Trebuie să judecăm fără părtinire. Proverbe, capitolul 24, versetul 23. Proverbe, capitolul 24, versetul 23. Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Și apoi, după adevăr, Proverbe 29, cu 14. Proverbe 29 cu 14. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Și apoi sunt multe alte principii pe care le putem desprinde din cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne pripim în judecățile noastre. Să nu judecăm. Sunt lucruri care nici măcar nu necesită judecata noastră. Nu trebuie să intrăm în anumite judecăți. Ne va feri atât de mult lucrul acesta să le înțelegem. Aș vrea să mă apropiu de încheiere. Am considerat să aduc înaintea dumneavoastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, subiectul acesta. Și doar așa de suprafață, n-am intrat foarte mult în el, dar cel puțin să rămână deschis pentru noi. Felul în care judecăm lucrurile și de ce este important. Pentru că îi place lui Dumnezeu, Dumnezeu își găsește plăcerea în el și ne influențează totul în viață, în felul în care judecăm. Și nu doar pe pământ, ci și veșnicia. Am văzut cum putem să dobândim o judecată corectă, cerând-o prin rugăciune, înțelepciunea de a judeca, să o cerem prin rugăciune, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne deprindem la lucrul acesta. Și apoi câteva principii pe care le-am desprins din cuvântul lui Dumnezeu și sunt multe altele. Să judecăm după dreptate, să judecăm fără părtinire, să judecăm după adevăr, să nu ne pripim în judecățile noastre și unele lucruri să nu intrăm deloc în judecata lor. Nu necesită responsabilitatea noastră, iar cele care necesită, să le judecăm cu toată încrederea. Dumnezeu ne oferă toată responsabilitatea în direcția aceasta, dar să o facem într-un mod corect. Când avem discuții cu oameni, când vrem să aducem un argument, când vrem să convingem pe cineva, putem, și mai ales când sunt discuții contradictorii, putem să aprofundăm și să-l provocăm pe celălalt, să vedem cum judecă lucrurile. Și veți vedea de cele mai multe ori, are concluzii greșite pentru că folosește judecăți greșite. Și atunci nu trebuie să ducem lupta la nivelul concluziilor, ci ducem lupta la nivelul judecăților, a principiilor pe care le folosește în judecățile lui. De altfel și cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie înțeles, trebuie folosite anumite principii de interpretare. Și atunci de cele mai multe ori, când oamenii n-ajung la aceeași
concluzia este pentru că nu folosesc aceleași principii logice de interpretare. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și provocarea pentru fiecare dintre noi este să fim deschiși înspre dobândirea înțelepciunii de a judeca corect. Amin. Foarte frumos ne-a vorbit Dumnezeu iarăși și ar fi bine să luăm aminte. Ar fi bine să ne învățăm să nu mai fim indiferenți și să preluăm această ideologie de a fi, de a ne păstra părerile doar pentru noi, ci să învățăm să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, pentru că avem mare nevoie și să judecăm cu înțelepciune. Domnul să ne ajute! Îmi place foarte mult cum spune fratele Daniel. Așa cum spune fratele Daniel, mai avem câteva momente frumoase în timpul care ne urmează în încheierea acestei seri deosebite. Așa că pentru început o invităm pe sora noastră Naomi Dobran să laude pe Domnul cu o cântare spre slava Domnului și zidirea bisericii. Iar apoi, imediat după aceea, invit toți tinerii să vină înapoi în față. Vom mai avea rugăciunea pentru cauze, două cântări și încheierea. Domnul să o binecuvinteze! Spre gloria Domnului Iisus. Privind la timpul ce-a trecut, în grabă și eu n-am făcut puținul ce aș fi putut. Până mi-e tolba minții acum, cuvântul sunt uitat pe drum. Nimicul mult te adunam, te nu vechem. Primește-mi, Doamne, ruga mea și spală-ntreagă mintea mea, mai dă-mi putere să clădește-mi inima de fiu, un dor aprins, un foc mai viu, ca să tânjesc mai mult, Iisus, să fiu cu tine. Adesc cuvântul, nu-l citesc, deși nu vreau să ocolesc iubirea ta, că știu că vrei să-mi vorbești. Nu ne lăsa să fim înviși, de lucruri slabe înlățuiți, să fim cu tine și nu de ce despărțiți. Ține-mă treaz în cuget gând, să-ți vorbesc, să pot oricând, în tot ce mă găsești că fac, să-ți fiu pe plac. Aprinde-n mine Duhul tău, în toate să fiu mulțumit și să găsești în mine Fiul cel și iubire-n grai. Păi Domnului puterea ta și vei vedea. El te iubește, nu uita, și e mereu în jurul tău. Iisus a spus să nu te temi, te ești al lui. Privind
la tine, Dumnezeu, realizez ce mic sunt eu și vreau să fiu până ai să vii ascultător. Din tot ce mi-ai încredințat, înțelepciune dă-mi să pot să împlinesc doar voia ta până la sfârșit. Privind la tine, Dumnezeu, realizez ce mic sunt eu și vreau să fiu până ai să vii ascultător. Din tot ce mi-ai încredințat, înțelepciune dă-mi să pot să împlinesc doar voia ta până la vreau să zic doar câteva cuvinte înainte să începem să cântăm cântarea asta. Îmi spunea bunul meu prieten David aseară pe drum despre versetul acela în care apostolul spune nu ne va despărți nici moartea, nici prigoana și așa mai departe de dragostea lui Dumnezeu. Interesant e acolo că nu spune că nu ne va despărți belșugul, nu spune că nu ne va despărți sănătatea, binele, ci greutățile nu ne vor despărți de Dumnezeu. Prea ușor ne desparte binele de Dumnezeu. Trăim într-o țară frumoasă, într-o țară în care economia o duce destul de bine, în care câștigăm mai bine decât am fi câștigat poate în România, avem o biserică frumoasă, avem familii frumoase, Dumnezeu ne-a binecuvântat și când totul merge bine, de prea multe ori nu ne e dor de Dumnezeu, nu ne e dor de cer și vorbesc în primul rând în dreptul meu. Dumnezeu să ne ajute să privim mai cu dor spre cer. Să nu fie nevoie de necazuri, să nu fie nevoie de prigoană, ca să ne aducem aminte că patria noastră nu e aici pe pământ, că patria noastră e acolo sus, că avem nevoie să fim legați de cer și nu de pământ. Domnul să ne ajute să fim legați de El și atunci când ne merge bine. Amin? Haideți cu toți împreună să cântăm cântarea asta și să spunem din inimă că am o comoară în cer, nu aici pe pământ. Viața asta e trecătoare, dar comoara noastră este acolo în veșnicii. Haideți să cântăm din toată inima cântarea aceasta împreună. Și țara mea.
Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Zi așa de frumoasă în care simțim prezența lui Dumnezeu, nu vrem să uităm pe cei care au cauze înaintea Domnului și aș dori ca în aceste momente să ne rugăm și să mijlocim din toată inima știind că Dumnezeu nu ne uită, știind că Dumnezeu are urechi care aud și ia aminte la rugăciunile noastre. Citeam zilele acestea din Ezra, din Neemia, cât de frumos se încredeau în Dumnezeu, în ciuda provocărilor care le aveau, cum pur și simplu se încredeau în Dumnezeu și mergeau înainte. Și știu că sunt momente în viață când avem provocări, dar m-aș bucura ca niciunul dintre noi, atât cei care suntem prezenți, cât și cei care poate n-au putut ajunge astăzi din cauza problemelor de sănătate sau într-un fel sau altul ne urmăresc de acasă, m-aș bucura ca niciunul din noi să nu uităm că indiferent cât de mari sunt provocările, avem un Dumnezeu care este alături de noi. Și Dumnezeu care ne poate da biruință asupra oricărei provocări. Mă uitam la Neemia când a luat aminte la cauza Ierusalimului care era dărâmat, zidurile cetății arse de foc. Era o provocare care părea atât de mare, cum el care era un simplu paharnic să meargă acolo să încurajeze poporul și să-i pornească la treabă, să rezidească cetatea. Și era așa tulburat și apăsat în inima lui, nu știa cum să facă, cum să spună, în ce fel poate să se implice în această cauză care era atât de mare și dificilă pentru el. Și fiind el așa mâhnit și îngândurat, îl vede împăratul și îl întreabă, pentru că nu mai văzuse niciodată trist până atunci, ce-i cu tine? Văd că ești trist, dar totuși nu ești bolnav. Și dintr-o dată, pe Neemia îl apucă emoțiile, dintr-o dată se simte slab, se simte copleșit, dar nu se oprește acolo. E atât de frumos când spune, m-am rugat Domnului și am răspuns împăratului. E atât de frumos că avem un Dumnezeu la care putem apela în orice situație. Când nu putem să ne împărtășim gândurile cu nimeni, când suntem apăsați, când provocările ni se par prea mari, avem un Dumnezeu care ne citește și gândurile, care nu e nevoie nici să deschidem gura, nu e nevoie să completăm nicio cerere. Putem doar și în gând să spunem, Doamne, fii alături de mine. Doamne, mă încred în Tine, fii nădejdea mea, fii stânca mea și El este acolo. El ne aude rugăciunile, El este acolo pentru noi și aș dori ca aceste cuvinte să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi, indiferent ce provocări avem, să nu uităm că avem un Dumnezeu mare. Și mă uitam apoi la Ezra, după ce împăratul îl trimite, a cerut un post, a cerut sprijin din partea celorlalți, pentru că spunea, mi-era rușine să cer o oaste de protecție din partea împăratului, după ce îi spusesem că ne încredem în Domnul. Dar nu i-a fost rușine să apeleze la frații lui și să spună, haide să ținem un post, că avem nevoie să fim uniți, să cerem protecția lui Dumnezeu. Poate ne e rușine să vorbim cu alții, să le spunem că și noi suntem oameni. Și pe noi uneori poate ne copleșesc provocările. Și nu trebuie să împărtășim cu alții, dar avem aici frații noștri. Avem aici frații noștri care poate să se unească cu noi, care poate să roage pentru noi, care poate să postească pentru noi și atât de frumos să fim cu adevărat frați unii pentru alții. Și când cineva apelează și spune, fraților, rugați-vă pentru mine, uniți-vă cu mine în post și rugăciune, haideți să fim cu adevărat uniți. Haideți să fim cu adevărat o oaste care luptă împreună în post și rugăciune. Haideți să luăm aminte la aceste cauze și să fim alături de cei care au provocări. Să fim alături de cei care poate sunt bolnavi, n-au putut să vină astăzi, dar Dumnezeu poate să fie acolo cu ei și să-i atingă, să-i întărească, să-i ridice. De atâtea ori a lucrat deja. De atâtea ori am văzut cum a răspuns la rugăciune. Atâția dintre voi mă uit aici în sală și știu că ați apelat în atâtea situații când ați fost copleșiți și Dumnezeu a răspuns. Și știm că El este același ieri și azi.
că încă lucrează. Haide să ne rugăm cu credință. Să ne rugăm pentru Cristina și Felicia, sănătate, mântuirea sufletelor din familia Tâmpău, Mitroi, Martinescu, Socaciu, vindecare și mântuire pentru Lilian, Costel, Mona, Simona, Elena, Jessica, Nicoleta, Andrei. Poate multe sunt doar niște nume pentru noi, poate nu ne simțim conectați de anumite persoane, dar înaintea lui Dumnezeu sunt niște oameni care, pentru care Hristos a murit și și-a dat viața. Fiecare suflet este prețios înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm ca și cum ar fi fratele tău de trup, sora ta de trup. Mântuirea sufletelor din familia mea ne roagă sora Carmen, Domnul să lucreze. Cineva spune trezirea tinerilor și mântuirea lor și aici aș vrea să mai adaug un lucru. Vedeți acești tineri frumoși aici în față. Tineri care sunt într-o țară care le oferă atâtea posibilități și ar putea fiecare să facă atâtea lucruri și totuși aseară până la oră târzie au pus timp pentru Dumnezeu. Au pus timp pentru a fi la oaltă, pentru a se zidi sufletește și nu doar atât, pentru a cânta din nou și din nou cântări ca să iasă cât de cât bine. Venim din atâtea părți din țară, deci știm în atâtea feluri, venim din atâtea biserici și am încercat cât de cât să găsim o variantă comună la fiecare cântare. Am încercat să le învățăm să cântăm cât mai bine spre slava Domnului. Rugați-vă pentru acești tineri. Rugați-vă pentru acești tineri care au fiecare luptele lor, au fiecare viitor înainte, a fi putut să petreacă timp în atâtea feluri, dar îl aleg pe Dumnezeu. Rugați-vă ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i țină puternici pe calea Lui. Rugați-vă ca Dumnezeu să mai adauge și alți tineri la numărul nostru. Sunt atâția tineri în Danemarca, chiar și care l-au cunoscut pe Dumnezeu și poate merg în alte biserici unde nu cresc în același fel. Ne rugăm ca Dumnezeu să crească grupul acesta de tineri. Ca Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să avem o învățătură sănătoasă. Întotdeauna să fim o familie unii pentru alții, să ne ridicăm, să ne sprijinim. Și în grupul acesta tineri întotdeauna să fie încurajați să-și folosească talanții, să-L slujească pe Dumnezeu. Să-și găsească darul și chemarea în slujire și Dumnezeu să-i folosească. Rugați-vă pentru tinerii bisericii. Nu luați slujirea lor așa pe degeaba. Pentru că avem grupul ăsta de tineri care răspuns la rugăciuni. Pentru că e o binecuvântare pentru biserica noastră. Și dacă nu suntem uniți și sprijinim în rugăciune, nu se știe niciodată peste câtva timp câți tineri o să fie în biserica noastră. Să ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să crească grupul acesta. Mihaela are un motiv de mulțumire. E atât de frumos când cineva își aduce aminte să scrie că are motiv de mulțumire. Mihaela ne-a rugat în câteva ocazii să ne rugăm pentru un caz care l-avea și o apăsată de tare, o copleșea. Și a mărturisit pe grupul de WhatsApp al bisericii că Dumnezeu a lucrat și a dat biruință. Și a scris și aici că mulțumește Domnului, Domnul să o binecuvinteze. Pentru fratele Pitei și familia lui sănătate, Domnul să lucreze să aibă milă. Pentru George și familia sănătate, majoritatea știți problemele cu care se confruntă, Domnul să lucreze, El poate face minuni și astăzi. Pentru pastorul nostru, pentru fratele Laurențiu, sănătate, așa cum am spus, Dumnezeu poate să facă minuni. De asemenea, cauze personale, Domnul să lucreze. Am scris aici, dacă vreți să ne susțineți și pe Adina și pe mine, Domnul să ne dea har în diferitele încercări care le avem. De asemenea, este un grup din biserică, care începe să fie din ce în ce mai frumos. Sunt câțiva frați din biserica noastră care se pregătesc să plece în Africa. Vă rog să-i susțineți în rugăciune. Așa cum Ezra a cerut post și rugăciune din partea celor din poporul Israel, așa cerem și noi din partea bisericii post și rugăciune, ca Domnul să ne întărească și ne pregătească pentru indiferent ce ne așteaptă acolo. Domnul să lucreze. Sora Jenny a scris mesaj care are nevoie de susținere. Domnul să lucreze în dreptul ei. Dacă am înțeles bine, o problemă de sănătate. Domnul să se atingă, să o vindece, să o ridice. Pentru fratele Tibi, n-a ajuns la mine direct mesajul. Ne rugăm ca Domnul să lucreze în familia lor. Amin. Domnul să-i întărească și să-i ridice. Sunt sigur că pe lângă cauzele care au fost menționate, sunt multe alte cauze. Sunt sigur că fiecare avem provocări și avem nevoie de biruința Domnului în viața noastră. Cineva a mai menționat de Hoc și Sine, care au fost scriși în repetate rânduri, Henning, sunt atâția pentru care ne rugăm și mijlocim. Dacă mai aveți vreo povară pe inimă, în dreptul vostru sau în dreptul altora, ridicați o mână. Dumnezeu vede fiecare mână ridicată, Dumnezeu vede fiecare inimă, așa cum spuneam,
așa cum Neemia s-a rugat în gând și a fost suficient. E suficient și să spunem în gând, Doamne, vezi și cauza mea. Doamne, vezi și problema mea. Te rog, lucrează astăzi. Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm cu credință. Avem un Dumnezeu care ascultă. Ne rugăm cu toții. Îți mulțumim, Doamne, că și astăzi ne-am bucurat de prezența Ta aici în mijlocul nostru. Îți mulțumim, Doamne, pentru slujirea tinerilor, îți mulțumim pentru fiecare implicare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare care și-a luat timp astăzi să fie la părtășie în casa Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru felul în care ne-ai cercetat. Ajută-ne, Doamne, să fim mulțumitori. Ajută-ne să ne amintim de harul Tău pentru fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să trăim în sfințenie, în curăție, știind, Doamne, că avem putere prin sângele Tău, prin jertfa de la Golgota.
Și ajută-ne, Doamne, să judecăm cu dreptate, să judecăm cu înțelepciune, să judecăm fără părtinire. E atât de ușor, Doamne, să judecăm părtinitor, să folosim o judecată mai aspră pentru cel de lângă noi și o judecată nu atât de aspră pentru noi. Dar vrem, Doamne, să ne cercetăm mai mult, să fim mai aspri cu noi înșine și să judecăm după dreptate. Te rog, ajută-ne, Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta. Ne-ai spus că dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Tine, că ne-o dai cu mână largă și fără mustrare și venim, Doamne, cu smerenie și recunoaștem că avem nevoie de mai multă înțelepciune. Lasă înțelepciunea Ta duhovnicească peste biserica Ta din locul acesta, peste fiecare în parte. Doamne, în săptămâna care ne stă înainte, vrem, Doamne, să fim treji și veghetori. Vrem, Doamne, să avem haine curate înaintea Ta. Vrem, Doamne, să fim lumini care strălucesc în această lume. Pentru că așa ne-ai spus că suntem. Fii cu noi, Doamne, în fiecare zi. Binecuvintează-ne și până când ne vom întâlni din nou, vrem, Doamne, să fim biruitori cu Tine. Binecuvintează biserica Ta din locul acesta. Binecuvintează pe fiecare în parte. Și dacă, Doamne, astăzi în mijlocul nostru a fost cineva care încă nu Te cunoaște în mod personal, fă-i, Doamne, parte de dragostea Ta, în așa fel încât să o simtă, să se simtă atras de Tine și dragostea Ta să-i amintească, Doamne, că-L chem la pocăință. Dragostea Ta să atragă pe fiecare în parte și cu toții într-o zi să ne bucurăm împreună la masa Ta în cer. Vrem, Doamne, indiferent de provocările care le avem, să ne amintim că Ești alături de noi. Rămâi cu noi. Amin. Vă amintesc doar că miercuri biserica este deschisă pentru cei care vor să se unească în rugăciune de la ora 18:30. Vă așteptăm cu drag la casa Domnului și merită. De asemenea, tinerii sunt invitați să se apropie de Dumnezeu și să crească împreună în unitate unii cu alții sâmbătă de la ora 18:30 din nou. Vă așteptăm cu mare drag. Și prin harul lui Dumnezeu ne vedem din nou duminică la orele 16 aici. În încheiere vrem să mai cântăm o cântare veselă, dar totuși cu un mesaj frumos, un mesaj care să luăm pentru noi și să fie alături de inimile noastre în săptămâna care urmează. Domnul să ne ajute să fim treji, să ne luăm haine curate și să nu uităm că El ne așteaptă la masă sus în cer. Biserica este liberă prin harul Domnului. Încheiem cu această cântare. Binecuvinteze. Da.